Diferența dintre original, aftermarket și recondiționare în general, dar eu voi lua ca exemplu o turbosuflantă chiar de la un producător, adică de la o marcă cunoscută și un model foarte popular în România. Este vorba despre motorul N47 2000 diesel, care știți foarte bine că are mai multe variante de putere. 116 cai 316D sau mă rog 16D, motor pe care l-am avut și eu pe E90 în trecut, varianta de 143 de cai, de 177 și mai încolo 184 de cai putere. Am pregătit aici niște prețuri ca să vă faceți o idee. Am avut de mult timp în cap un astfel de video și să fiu sincer, e mult mai mare diferența decât mi-aș fi imaginat eu. Avem un istoric impresionant de mașini pentru care am căutat piese la magazinul nostru și am luat câteva mașini aleatorii și mi-a sărit în cap, uitați, o mașină, un BMW X1 Optics PDX N47 într-un program de piese. Și am căutat desfășurat, frumos, frumos, frumos și am găsit următoarele prețuri. Vă pun imediat dovada, ca să zic așa. Avem un turbocompresor de la Garet, care Garet echipează și pe original. Costă 5000 de lei, turbina nouă, sau 4400 de lei plus piesă la schimb. Deci 5000 de lei. Să zicem, să zicem că mai poți să dai o reducere aici pentru că este prețul de listă la care un adaos de vreo 25%, cam așa se practică în piața de piese auto la piese scumpe poți să dai o reducere că nu o să-ți pui o de lei la o anumită piesă sau nu știu comandă cineva un filtru de particule de 20.000 de lei, nu o să-ți să, -o să pui la, la, el 3-4.000 de lei exclus. Deci ca să, oricum e o piesă foarte scumpă ca să cumpere omul de la tine, trebuie să-i faci o reducere. Cam așa se practică. Ăstea sunt mediile date din program, din piață, adică nu am făcut eu prețurile, astea sunt, eu doar vi le prezint și le, le comentăm. Deci 5.000 de lei o turbină pentru N47, nouă cu factură sau 4.400 cu piesă la schimb. Practic primești o reducere de 639 de lei dacă dai turbina veche la schimb, ca piesă de, în loc, piesă de schimb. Da. O turbină originală, nouă, OE, BMW, ca să vă faceți o idee, nici măcar nu este pe stoc în țară, turbina asta. Stoc doar extern. Și asta îmi spune, fapt, îmi spune că toți vor turbine fie recondiționate, fie aftermarket. Nimeni nu dă acești bani pentru o turbină nouă. 7700 de lei o turbină nouă OE pentru un 2.0 diesel. Cam despre asta e vorba când vorbește diesel. Costuri foarte mari la piese. Bun, cât costă o turbină recondiționată la partenerii noștri de la Iași? fie cu turbina ta, o, ai mai multe variante. Te duci la Iași sau într-unul din centrele lor, ei sunt în expansiune, dar principalul lor hub este la Iași. Te duci acolo, îți dă jos turbina, ți-o recondiționează, turbina ta o pune la loc, îți schimbă uleiul. Asta mai implică niște costuri, schimb ulei, filtru obligatoriu când schimbi turbina și manoperă dat jos pus sus. Asta e varianta 1. Varianta 2, o dai tu jos, o trimiți, tu o recondiționează, ți o trimite înapoi, dar va dura mai mult. Dacă vrei neapărat să fie turbina ta, fixa ta de pe mașină, sau dai jos turbina ta, o expediezi, ți se trimite alta, identică, la schimb. Gata deja preparată. Asta în mod special în cazul turbinelor care sunt foarte comune. 2.0 TDI, 1.9 TDI, 1.6 TDI, TDI, nu știu, BMW, Volkswagen, Audi, Ford, Peugeot, nu știu. Top 5, top 10 cele mai uzuale turbine sunt sigur că ei mereu le au pe stoc. Dacă vrei să nu stai să pierzi vreme. Cât costă? Am cerut mai devreme o ofertă. Eu am rămas plăcut surprins că am cerut. Uite, fac un screenshot la conversația mea cu domnul de la turbine. Uite, vă las screenshot la discuție. Costă 1300 de lei varianta de 177 de cai, probabil la fel de același cost și pentru 143 și pentru 116 cai, costă 1500 de lei, probabil că sunt mici diferențe la cea de 184 de cai și poate ajunge la 2000 de lei dacă e distrusă total, dacă îi trebuie geometrie, actuator și așa mai departe. Deci hai să o luăm 2000 de lei. 2000 de lei versus 5000 de lei nou aftermarket versus 7700 de lei originală nouă. Deci e o diferență mare. Plus schimbul de ulei care, dacă cumperi de la noi, cel mai ieftin ulei e 209 lei, un HLS 530 de la Ravenol, 5 litri plus, ulei care, plus filtru de ulei care e vreo 40-50 de lei. Mai pui vreo, ce înseamnă, 209 lei plus uh, 40, pune 260 de lei, plus manoperă încă vreo 100, 350-400 de lei ulei filtru manoperă, plus turbina recondiționată 2000 de lei, plus manoperă dată jos pusă înapoi sus, te duce distracția în jur de 3000 de lei. Dacă iei un ulei accesibil, uh, turbina recondiționată versus dacă te duce la reprezentantă, să zicem, și îți pui o turbină nouă, o e plus ulei, plus filtru, plus manoperă, cred că sari de 10.000 de lei. La un 2.0 diesel din 2010 11. Mi se par niște costuri incredibile pentru BMW de mari. Și atenție, la mine la X3, problema mea a dispărut în proporție de 90% cel puțin temporar și eu bănuiesc oricum că ar fi problema din convertizor. Convertizorul meu costă 8800 de lei plus TVA. Deci aici e prețul cu TVA. Deci convertizorul meu costă undeva la 11.000 de lei, cât vine 8800 uh, 19 cât e? 10.472 de lei costă convertizorul la mașina mea. Plus schimb de ulei obligatoriu, ca și la turbină, dai jos convertizorul, dai jos uleiul, pui convertizor nou, speli cutia, pui ulei, manoperă, dai jos convertizor, pus convertizor, dai jos capacul de la cutie, filtrul de cutie înlocuit, garnitură, ulei proaspăt, mă costă lege 13.000 de lei combinația asta. Dacă o recondiționez, mă costă vreo 3-4.000 de lei recondiționarea, plus uleiul, deci mă costă vreo, hai să zic, 5500 de lei. Deci sub jumătate. Morala este că atunci când recondiționezi o componentă care este foarte scumpă și totuși care are o durată de viață foarte lungă, adică de exemplu la partenerii noștri de la Iași, turbina au o garanție de, nu mai țin minte exact, parcă 14 pe luni sau un an și ceva, dar e un, e un număr din ăsta, impar, nu impar, un număr de ăsta ciudat de, de nu știu, 15 pe luni, 17 pe luni, 13 pe luni, nu mai știu, E un număr ciudat, așa, random. Nu e 12, 24 sau 12, 18, 24, adică un an, un an, de jumate, doi ani. Așa primesc și garanția, așa o dau și ei mai departe. Ideea este că o turbină din asta te poate duce lejer câțiva ani buni, poate chiar aproape cât una aftermarket. Acum să nu exagerăm, nu te va duce o turbină recondiționată cât una originală făcută de la mama ei. Fabrica e fabrică, adică trebuie să recunoaștem. Dar dacă ai în plan să mai ții mașina, nu știu, 3, 4, 5 ani, dacă o recondiționezi, eu zic că te poate ține fără probleme dacă o exploatezi corect. Și practic au apărut peste tot în țară centre, nu doar de turbine. Am discutat de turbine, sunt partenerii noștri, primiți și o reducere de uh, 50 de lei dacă menționați 99 Vehicles când sunați la Turbo Doctor sau de 25 de lei când sunați la DPF Doctor, adică tot la ei, dar pe alt serviciu. E recondiționează și turbine și injectoare și pompe de înaltă presiune și uh, injectoare, dacă n-am spus, și filtre de particule. Deci patru lucruri recondiționează și asta e doar pe segmentul ăsta turbo, injectoare, DPF pompă de înaltă sunt și multe alte lucruri care se pot recondiționa adică de exemplu convertizoare, cutii automate componente care în general sunt foarte scumpe mereu există undeva cineva care oferă un astfel de serviciu de recondiționare pentru că să recunoaștem și în România și în multe alte țări mașinile la mâna a doua care cum să zic, au 10, 12, 14 ani și care încă sunt foarte ok, nu o să dea nimeni 3000 de euro să-și schimbe nu știu ce componentă care o să țină încă 10 ani cât nu o să mai țină mașina. Adică nu se justifică. Și aici, sincer, nu e neapărat vorba că, bă, ce sărac, nu ai bani să ții nou sau originală sau pur și simplu nu merită. Adică eu nu o să mai țin x 3 10 ani ca să-i cumpăr, să-i pun bloc nou de valve, de exemplu, sau convertizor nou și nu mai știu ce alt senzor noi și să-i mai bagă în ea, nu știu, 5000 de euro, că nu o să mai țin 10 ani. Eu nu sunt nu să țin o mașină atât de mult. Odată că mă plictisesc eu de fel, doi, e veche, trei, vreau să fac content, să rulez mașini, adică am, nu știu, mai mult de 4 ani, 5 ani, nu să țin și oată o mașină. Nu are sens. Și atunci, sincer, și cu problema pe care am avut-o până în prezent la BMW, dacă o iau ușor și merg cu ea, mai fac cu ea 20 de km, cât o mai țin eu, încă 2-3 ani, fără să-i schimba acea componentă. Adică, nu că n-am bani, am bani să mai cumpăr câteva x de genul ăla, dar nu vreau, adică nu merită. N-are sens să dai banii de pomană, sunt genul care, deși am mai multe mașini și le folosesc fiecare are, nu știu, scopul ei, nu-mi place să-mi bat joc, adică de bani sau de, nu știu, ca aici. Și atunci, ce mai mult recondiționează, adică și cumva și mai eficient și mai environmentally friendly, mai pretenos cu mediu, să recondiționezi, să repari ceva decât să arunci, să cumperi altul, altă manoperă, alți bani, alte, altă mâncare de pești. În fine, deci e o diferență sincer destul de mare. Am vrut să discut în general despre recondiționare versus aftermarket versus nou original. Sunt diferențe extraordinar de mari de prețuri. Adică ce avem acolo? 5.000 împărțit la 1.500 inițial, dar cu tot cu actator să zicem 2000 avem o diferență de 2,5 ori, nu știu de ce am pus ca care că era oricum de foarte de făcut, și 7700 de lei împărțit la 2000, avem de 3,8 ori mai ieftin să recondiționezi versus să ții ceva nou original 2.0 diesel BMW. La vag e un pic mai ieftin, nu e așa scump, însă, mare atenție la turbinele biturbo, twin turbo, triturbo, quad turbo. Deci alea costă peste 5, 6, 7, 8 de euro. Originale noi. Și recondiționarea în sine e tot așa scumpicică, mult mai scumpă decât. Dacă e 2.000 de lei o turbină, aceea are componente oricum mai avansate, mai scumpe, alte presiuni, alte dimensiuni mai atipice. Deci cred că doar să le recondiționezi te costă în jur de 10.000 de lei, trei turbine, manoperă, ulei și mai departe. E mai complex de făcut, dar oricum te costă mult mai puțin decât să cumperi trei turbine originale noi, care din ultima dată când m-am uitat erau peste 35.000 de lei. Adică mai cumperi o mașină, să fim sinceri. Așa și părerea voastră în comentarii legate de recondiționare, recondiționare turbine și dacă credeți că merită 1.500-2.000 de lei o turbină recondiționată versus una nouă care costă între 6.000 și 8.000 de lei. În cazul nostru 7.700 de lei, preț recomandat de vânzare BMW originală. Hai să zicem 7000 că mai faci o reducere. Dar chiar și așa mi se pare un preț mare. Și probabil că la reprezentanțe prețurile sunt și mai mari. Ne vedem în următoarele episoade.